Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem etalarea pentru aprilie 2021. Am făcut-o mai devreme, s-a întrerupt video, destul de suspect, n-am înțeles de ce. Ok. Și am lăsat cărțile așa cum le-am pus. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith în Fecioară. Aici este vorba de o scrisoare îngrijorătoare pe care voi o primiți, ori este vorba despre, văd și în clar viziunea mea, ori aveți de-a face cu cineva din leu, ori aici se luminează un dușman ascuns care vă este familiar. Persoana asta poate fi chiar un bărbat, pentru că aici e o figura unui bărbat. Este vorba despre cineva pe care voi tot l-ați ținut pe lângă voi, poate ați fost împreună și ați rămas prieteni, sau poate fi din familia voastră. Iese ceva la lumină cu acest soare, în legătură cu această persoană. Haideți să vedem clarificarea cărților pentru Zodia Fecioară, aprilie 2021. Clarificarea cărților pentru cei din Zodia Fecioară, aprilie 2021. Posibil mulți dintre voi să fi fost împreună cu această persoană. Persoana asta se gândește, poate sunteți femei roșcate sau femei șatene sau blonduțe aici. Persoana asta se gândește. Ocupație. Mulți dintre voi primiți în legătură cu ocupația voastră. Wow! Cred că se închide ceva, se închide o instituție aici. Vă supără ceva în legătură cu locul de muncă. Primiți o veste despre cineva care este închis odată, ori primiți o veste că s-a închis o locație, o ocupație, un job. Bărbatul ăsta, dacă este bărbat, oricine ar fi, și voi vă puneți speranța în această persoană, să știți că se gândește la altă femeie. La cu totul altcineva. Și aici o femeie mai în vârstă vă deschide ochii. Vă îngrijorează vestea asta care vine. Ori este despre acest individ care este închis sau care are probleme din cauza ocupației, a făcut ceva ilegal. Nu neapărat să fie închis. Ocupația cu asta poate să însemne ceva ilegal pe care această persoană l-a făcut și acum este îngrijorat. Dar apelează la voi. O persoană foarte neserioasă, absolut neserioasă. Voi cunoașteți foarte bine acest individ sau această individă. Și nu cred că o să-i întindeți o mână de ajutor, pentru că persoana asta se gândește la o femeie din leu care își dorește să fie și persoana asta caută căpătuială sau loc, o casă unde să se ascundă pentru ceva ce a făcut, sau caută un loc în care să locuiască pentru că persoana asta a pierdut o locuință, ori și-a pierdut tatăl, ori locuiește cu o femeie care și-a pierdut tatăl în momentul de față și speră la o femeie. Asta este incredibil, nu e incredibil. Deci voi primiți o scrisoare sau o științare, mesaj telefon de la individul ăsta care încearcă să apeleze la ajutorul vostru financiar sau să locuiască la voi o perioadă. Persoana asta trăiește cu o femeie, poate chiar voi ați fost împreună cu acest bărbat, trăiește cu o femeie căreia a murit tatăl sau lui îi va muri tatăl, dar speră la o femeie din zodia leu cu care vrea să fie și să pornească în călătorie către acea femeie, poate fi tot o exă. Exact, femeia asta, bărbatul ăsta vrea un venit, un venit. Sau a făcut ceva foarte murdar pentru a avea ceva peste noapte. A pierdut o căsnicie, mariajul cu sicriul. Persoana asta a sperat că o să fie cu cineva, dar a pierdut o căsnicie și acum se duce către o femeie privilegiată. Incredibil. Incredibil așa ceva. Să nu ajutați persoana asta. Să nu-i acordați nici măcar un sfat acestei persoane. Credeți-mă. Să nu o faceți. Ați mai avut probleme cu persoana asta în trecut. Persoana asta a crezut că o să... Ori a crezut că o să moară cineva și o să-i rămână o avere, ori chiar persoana asta are un bunic care a decedat și așteaptă să-i rămână ceva de pe urma acestuia. Dar ceva nu o să iasă acolo. Ori a trăit cu o femeie care i-a murit tatăl și a crezut că o să-i rămână ceva de acolo, dar n-a rămas. Sau s-a căsătorit pentru avere.
Și aici este vorba despre... Bărbatul ăsta se duce către altă femeie. Incredibil. Poate voi chiar divorțați. Exact. Tif. Ia uitați. Moartea cu coșciugul. Un divorț sau așteptarea cu oficialitățile. Un divorț și a obține ceva în urma partajului. Persoana asta s-a căsătorit cu o femeie mai în vârstă pentru bani. Cu voi asta tot pentru bani. Apelează la voi, dar speră la o femeie din leu. Este un hoț de meserie acest bărbat. Și mai are și un copil cu o femeie. Aici se schimbă lucrurile la voi. Cred că nu-i mai întindeți nicio mână de ajutor acestui individ care are așteptări foarte mari. În special a avut așteptări de relația în care a fost. Persoana asta poate avea un copil bolnav? Oh. Fals. Fals. Iar mi-a apărut bărbatul ăsta mai vârstă. Cred că bărbatul ăsta va avea drumurile închise peste tot. Că e bărbat, că e femeie, nu are nicio importanță. Dar face niște mizerii extraordinar de mari. Cel puțin aici, cu leu ăsta, i s-a închis capitolul. Cu voi s-a închis capitolul, cu mijlocul i s-a închis capitolul. Aici e o decizie săracă, săracă, de un nou început care nu va avea loc. Persoana asta a făcut decizii, a luat decizii sărace și s-a ales cu nimic. A încercat să folosească persoane pentru partea financiară sau pur și simplu să înșele, să dezamăgească, să mintă, să decepționeze și acum nu știe încotro să o ia. Dar văd și o persoană care nu iubește mult alea. Vreau clarificarea cărților pentru cei din Zodia Fecioară, primul rând. Aprilie 2021, clarificarea primului rând de cărți. O ofertă care vine sau un mesaj din partea acestei persoane va fi refuzată din start de voi. Exact, ofertă. Am pierdut relația respectivă. Casă, nu mai am casă. Sunt o persoană îngrijorată. Nu știu ce să fac. Voi, fecioară, voi plecați dintr-o casă. Plecați dintr-o casă. Dacă ați locuit cu persoana asta sau persoana asta încearcă să se dea pe lângă casa voastră, nu mai are nicio șansă. Îl refuzați sau refuzați din star, rac pe scorpion, poate fi chiar fecioară, taur, capricorn, ca și voi, fecioară. Ok, aici voi țineți de nu. Îl țineți pe nu în brațe. Îi spuneți nu, pentru că eu sunt împărăteasa și nu mă mai împac cu tine, pentru că tot timpul ai stat în doi de săbi și persoana asta nu are sentimente. Persoana asta încearcă stânga și dreapta la uși să vadă dacă îi mai iese ceva. Pentru că nu mai are nicio soluție. Nimeni nu-i mai deschide ușa. Și persoana asta a fost un hoț și a pierdut. A pierdut. Și acum plânge că justiția, cavaler de monede, nu mai are parte financiară. Clarificarea rândului 2 de cărți pentru cei din Zodia Fecioară. Aprilie 2021. Da, respingeți din start această persoană. Vine foarte grăbită către voi, dar respingeți din start, din start, din start. Îndrăgostiții, invers 7 de bute cu moartea, 5 de monede. Persoana asta e înfrântă. Drum închis. Mai era și un film, drum închis. E drum închis. I s-a terminat cavalerul de bâte, 10 de săbi, 5 de monede, a pierdut. Runului leu aici s-a făcut justiția, ori a ieșit totul la lumină. Sau va ieși totul la lumină. Și când ziceam de leu, a ieșit regele de bâte. Cu diavolul. Fiți atenți, ăsta este un bărbaș aten. Poate fi și rac pe scorpion. Poate avea și capricorn. Poate este implicat cu un leu, cu un bărbat din leu sau capricorn. Bărbatul ăsta este bisexual. Este bisexual, ok? Pești, capricorn, am zis. Berbec săgetător. Asta cu femeie din pești. Și s-au închis drumurile pentru că s-au aflat toate secretele. Femeia asta a aflat că bărbatul ăsta e bisexual, dar cred că voi știați deja lucrul ăsta.
Clarificarea rândului 3 de cărți pentru cei din Zodia Fecioară. Aprilie 2021. Da, voi spuneți nu. Și aici o persoană care pleacă independentă, mândră și singură. Către o nouă relație. Sunteți voi, dar este și femeia asta. Cum să numesc? 1, 2, 3. Chiar pe bune, în afară de bărbatul ăsta, a patra energie, a treia energie. Nici femeia asta nu-l vrea. Femeia asta vrea să muncească, merge mai departe, s-a vindecat. Asta ne-a căzut la leu. Fiți atenți că asta ne-a căzut la leu. Femeia asta va fi cu un bărbat din vărsător, va avea claritate și are claritate. Nu mai vrea să ducă cearta și lupta asta. Iar bărbatul ăsta se îndreaptă către ea. Uitați-vă și la leu. Și-a găsit echilibrul, are un nou început. Se îndreaptă către o familie, o nouă relație foarte frumoasă și a lăsat totul în spate. Femeia asta nu este de vină cu nimic. S-a vindecat. Ia să vedem. Ce vrea acest diavol de la această femeie? Vrea să se împace cu femeia asta. Și ce vrea de la voi, cei din Zodia Fecioară? Vrea să-i întindeți o mână de ajutor. Nouă de săbi. Ce vrea de la voi cei din Zodia Fecioară? Ce vrea de la voi cei din Zodia Fecioară? Ce vrea de la voi cei din Zodia Fecioară? Să vă manipuleze cu nouă de săbi, să se victimizeze și cu șase de săbi întors, că n-are unde să se ducă. Și v-a spus că oscilează cu o femeie din leu, berbec, săgetător. Oscilează, pentru că persoana asta nu mai are bani, taur, fecioară, capricorn, rac pe scorpion. Crede că e împărat să oscileze mai multe energii. Nu o să-i reușească nimic. Poate voi ați întins de fiecare dată mână de ajutor și de fiecare dată persoana asta când și-a găsit o relație v-a părăsit. Și nu iubește pe nimeni persoana asta. Pe nimeni. Și karma lui este grea rău de tot. Ce vrea acest diavol de la voi cei din Zodia Fecioară? Să nu se încheie capitolul pentru că nu mai are ajutor din partea nimănui. Ce vrea de la voi? Ce o să primească de la voi? Ceartă. Te-am ajutat atât de mult în trecut. Ușile sunt închise. Ce o să primească de la voi? O să primească împăratul cu regina de săbi invers. Nu mai există sentimente din partea voastră către acest bărbat. Vă impuneți respect. Bărbatul din partea voastră. Justiție o să primească de la voi. Justiția e și a voastră, justiția e și a acestei femei, justiția e și femeii din mijloc. Pentru ce a făcut acest bărbat. O să primească din partea acestei femei. Regina de bâte cu deja, ce o să primească din partea acestei femei. Eșec. Am încercat atâta, am pierdut financiar din cauza ta, bye bye. Ce o să primească din partea femeii din mijloc. Niciun nou început. I s-au închis toate trei drumurile. Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Fecioară. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.